Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Spectaculoasă! Fiind de născută pe 11 noiembrie, ești înzestrată cu emoții puternice și te străduiești să-ți gestionezi în mod independent destinul, încrezătoare în sine și mândră, ești pregătită chiar și atunci când ești stresată sau dezamăgită serios îți ascunzi sentimentele atât de bine încât majoritatea oamenilor habar nu au ce se întâmplă în interiorul tău. Ca iubită, prietenă, rudă sau colegă, ești extrem de loială și capabilă să-i sprijin pe cei dragi în perioadele dificile, dar ești extrem de exigentă. Ești un interlocutor foarte fermecător și interesant, puțini îi pot rezista atractivității și farmecului tău. Personalitate complexă ai un aspect plăcut, chiar luminos, care ascunde profunzimea, ambiguitatea, secretul și neascultarea naturii tale. Prin gestionarea cu priceperea mediului, îți îndrepți pretențiile către acele persoane, obiecte sau activități care sunt importante pentru tine. Comunicarea cu latura crepusculară a personalității tale, într-un mod ciudat, te face plină de umor și ți oferă un sentiment de amuzament, ceea ce este tipic pentru un comediant bun. Tu ești, prin natura ta, un bun familist, avocat al Uniunii de Dragoste și susținător, căruia mai multe decât orice îi place să fie în centrul unei sărbători familiale, ești înzestrată cu talentul unui organizator care este capabil să dea armonie oricărei organizații profesionale sau grupuri sociale în care se regăsește. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: capacitatea de a-și restabili puterea, încrederea, capacitatea de a înțelege punctele slabe ale inamicului, perseverență, independență, rezistență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unei sentimente de armonie în sine. Punctul tău foarte este încrederea în sine, te concentrezi pe rezultate, dorința și capacitatea de a învăța, a te dezvolta. Mândria te împiedică uneori în atingerea obiectivelor. Odată jignite poți deveni răzbunătoare. Astfel de emoții și sentimente distrug armonia ta psihică. Personalitatea ta își pierde stabilitatea și capacitatea de a rezista eficient factorilor de stres din mediu. Nu ești lipsită de compasiune, nu lași prieteni și rudele în necaz, dar ești extrem de exigentă cu tine și cu alții. Aceste lucruri complică adesea comunicarea cu tine. Ai magnetism fizic și știi bine să-ți folosești atractivitatea. Cu toate acestea, fața inversă a farmecului tău este tendința de a ceda la farmecele altor figuri magice. Ești marcată de o combinație armonioasă de principii masculine și feminine în personalitatea ta. Datorită acestei caracteristici, îți faci prieteni la fel de ușor între reprezentanții ambelor sexe. Cu toate acestea, nu ar trebui să cultive obiceiurile unui bărbat și ar trebui să modereze ușor ardoarea ta în aranjarea treburilor altora. Ești capabilă să-ți exprimi părerea într-o manieră foarte captivantă, convingătoare știi instinctiv să-ți atingi obiectivul, balansând cu succes între agresivitate și pasivitate. În plus, ești capabilă să-ți limitezi energia și să aștepți cu răbdare. Din păcate, când vine vorba de luarea unor decizii urgente, așteptarea ta poate duce la o pierdere irrevocabilă de timp. De asemenea, ai o tendință clară la reverie, care se traduce uneori în inacțiune și depresie. Parțial, Problemele tale sunt cauzate de contradicții constante între esența internă și manifestările tale externe. Cei din jur pot fi uimiți de modul în care necondiționat îți risipești talentele, ambițiile sănătoase și apoi îți distrugi cariera. Totul ține de alegerile tale. Din acest motiv, pentru a-ți atinge scopul, mai mult decât oricine, este necesar să dezvolți puterea voinței. O lipsă prelungită de repere în viață duce în mod inevitabil la frustrare și la suprimarea furiei vulcanice, care în orice moment poate izbucni în prezența celor mai dragi. În același timp, atunci când simți confortul a ceea ce se întâmplă, poți face față cu ușurință întârzierilor și dezamăgirilor temporare și permiți rareori mâniei să-ți cobleșească capul, te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale. Ești pasională, emoțională, rezonabilă, răzbunătoare, geloasă, înțeleaptă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu uiți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 11 noiembrie soartata? Ești foarte atractivă prin aspect și plăcută în comunicare, ceea ce îi poate induce în eroare pe alții. La urma urmei, ai o lume interioară foarte complexă, ești sfâșiată de contradicții o căutare dureroasă de răspunsuri la întrebările cu care viața ta se confruntă constant. Folosind farmecul magic emanată de personalitatea ta puternică, exerciți în liniște influența asupra oamenilor, incitându-i la acțiuni avantajoase pentru tine însă Îți Ai un bun simț al umorului și ești capabilă să obții succesul în domeniul ales. Valorile familiei sunt foarte importante pentru tine. Ești atașată de ideea tradițională a familiei și petrece multă timp înconjurată de cei dragi, aranjarea propriului cuib și grija pentru cei care-ți sunt dragi, îți aduce bucurie. Ești capabilă să planifice rațional cursul oricărei afaceri sau evenimente, distribuind logic responsabilitățile între oameni. Puterea minții tale îi atrage pe cei din jur care în mod inconștient îți cad sub influență. Acest magnetism intern are efectul opus. Nu ești capabilă să reziști puterii magice a indivizilor mai puternici ca tine. Ai capacitatea de a susține lanțul logic al conversației cu o convingere atât de mare încât oponentul nu va găsi ce să obiecteze. Păstrezi un echilibru excelent între agresivitate și blândețe, simțind instinctiv când te trebuie să te retragi și când să aplici presiune. Dacă este necesar, îți vei aștepta cu răbdare timpul. Uneori, acest lucru se întoarce împotriva ta, deoarece există momente în care o decizie trebuie luată imediat. În plus, ai tendința să devii periodic depresivă atunci când te, te afli într-o stare de prosternație și nu ești capabilă să faci nimic. Incapacitatea de a-ți combina impulsurile interioare cu acțiunile reale prin care apari, provoacă o dizarmonie în viața ta măsurată cu atenție. Discrepanța dintre calitățile tale spirituale și intelectualitatea ridicată, combinată cu poziția pe care o ocupi în societate, provoacă întotdeauna surpriză. Mintea ta ascuțită și un puternic simț al dreptății nu sunt în mod absolut adaptate realităților lumii moderne. Dragoste și compatibilitate Loială pentru familia ta, ai grijă de plină de ea, de securitatea și protecție ei financiară cauți dragoste și sprijin reciproc, dar nu-ți vei arăta niciodată vulnerabilitatea emoțională față de persoana iubită. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău urai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă, pe de-o parte aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești caracterizată printr-o voință puternică, autosuficiență. Îți guvernezi independentă destinul tău, nu permiți străinilor să intervină în timpul evenimentelor importante pentru tine, îți este obișnuit să rezolvi problemele pe cont propriu, să porți responsabilitatea pentru rezultate, te caracterizezi prin mândrie, încredere în sine, forța personalității tale este echilibrul, ai o capacitate unică de a-ți menține verticalitatea chiar și atunci când lumea se prăbușește te ocupi de vreme de carieră, îți este foarte confortabil în poziții de conducere, ești un manager priceput, un lider născut cu talent organizatoric, câștigi cu ușurință respectul colegilor, ești cunoscută pentru autoritate, dar un astfel de statută nu apare de la zero, de regulă, cheltui multă timp și energie pentru atingerea obiectivului. De asemenea, este puțin probabil să economisești bani pentru educația ta, sănătate și boli, acordând mult atenție aspectelor fizice ale vieții, poți deveni sclava al corpului tău, în căutarea excelenței, poți merge prea departe. Deși ești conștientă de problemele tale de sănătate, ești adesea prea zeloasă în tratarea ta și a celor dragi, în plus, din cauza tendinței de a cădea sub influența altora, nu ar trebui să ai prea multă încredere în medici sau în medicamentele noi și în metodele de tratamente de ultimă oră. Ai mare grijă cu automedicația. Îți sunt recomandate exerciții fizice active, cum ar fi aerobic, dans, alergare și gimnastică, dar sporturile competitive nu sunt potrivite pentru tine. Este necesar să ți limitezi dragostea de cafea, țigări, alcool și tot felul de stimulenți, deoarece există pericolul de a deveni dependentă de ei. Destinul și norocul, universul a hotărât să-ți plătești datoriile karmice. Viața ta va fi plină de încercări dificile, trădări, poate chiar persecuții. Doar prin recunoașterea greșelilor tale, prin schimbarea de sine, prin pocăință, poți schimba condițiile vieții tale. Dacă nu poți înțelege că nu mai făcând binele, iertând, arătând milă, se poate schimba soarta ta, dacă nu pornești pe calea binelui și a evoluției, atunci viața ta va fi dificilă, nici de cum veselă. Sfaturi pentru tine Nu este întotdeauna necesar să te străduiești pentru dorințe nerealizabile. Găsește o aplicație pentru abilitățile tale. Știi să ceri ceea ce ai nevoie și să accepti ceea ce îți oferă soarta cu grație. Trebuie să-ți atingi obiectivele dar și să poți ajunge la condiții inevitabile. Foarte des, poți distruge relații promițătoare urmându-ți mândria. Mândria este principalul tău dușman, temperarea acesteia este vitală. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, Tunul nu deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și în inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.